Eu am spus-o de mai multe ori că atât Comisia Națională de Integritate, cât și Centrul Național Anticorupție mai mult mimează activitatea decât își execută acele funcții pe care trebuie să și le execute. În primul rând, trebuie să menționăm că în Republica Moldova, pentru oficiali, există o frază de serviciu care sună cam în felul următor, conform legislației în vigoare. Și atât că tot ceea ce dânșii fac, la un moment dat argumentează cu această expresie că totul s-a făcut conform legislației în vigoare. Și respectiv și Centrul Național Anticorupție, cât și Comisia Națională pentru Integritate, doar verifică dacă anumite declarații sunt completate corect. Pe când sarcina de bază a acestor structuri trebuie să fie verificarea veniturilor funcționarilor publici și verificarea proprietăților acestor funcționari și trebuie să vadă dacă veniturile corespund cu proprietățile, pentru că noi avem zeci, sute, mii, chiar putem să spunem, de persoane care primesc bani din bani publici din bugetul de stat, mă refer aici în primul rând la deputații din Parlament, la membrii guvernului, care deci au anumite venituri, iar proprietățile depășesc de sute și poate chiar de mii de ori aceste venituri. Și ca să dăm și anumite exemple chiar concrete, începând cu, nu știu, Vladimir Voronin și Dumitru Deacov, care pe parcursul tuturor anilor de independență a Republicii Moldova au avut anumite salarii de 8-10 mii ca deputați în Parlament și au proprietăți de milioane, și terminând cu Vlad Filat, care iarăși pe parcursul tuturor anilor a făcut parte din aparatul de stat, fie fiind ministru, fie fiind deputat, și iarăși cu proprietăți de milioane. Și atunci apare întrebarea, de unde aceste persoane puteau să posede proprietăți de sute de milioane de euro și nu de lei, pe când veniturile reale ale acestora au fost de câteva mii de lei. Deci asta este problema de bază, că Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională de Integritate nu își fac meseria. Și nu își fac meseria pentru că aceste instituții ale statului, conducerea acestor instituții nu reprezintă interesul cetățenilor. Sunt persoane care au fost plasate în aceste funcții de către partidele parlamentare și respectiv acestea doar execută sarcinile acestor partide și deci mimează activitatea, cum spuneam, doar verifică îndeplinirea acestor declarații, dar nu și conținutul. Și acest lucru cu siguranță va continua atâta timp cât mecanismul de deplasare în aceste funcții va fi dependent de votul din Parlament. Deci putem avea doar două soluții, fie că funcțiile acestea să fie ocupate de persoane prin concursuri deschise, transparente, cu participarea societății civile, cu posibilitatea de a asista pentru oricare persoană la aceste testări care au loc, testări publice, fie că aceste funcții, conducerea acestor instituții trebuie să fie deținute de persoane alese prin vot direct ale cetățenilor, pentru că de activitatea acestor instituții deci depinde întrucât putem readuce buna funcționare a legislației în vigoare, putem readuce, deci putem combate fenomenul corupției, îl putem dezrădăcina, putem face ordine în tot sistemul de stat ca cei care au utilizat și continuă să utilizeze puterea statului în interes personal trebuie să poartă răspundere și toți banii, toată averea care a fost furată de la stat trebuie să fie întoarsă pentru că sunt bunuri publice.